Vreau să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Evanghelia după Luca 13, începând cu versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbovă, nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile și să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și-l duce de la dapă? Dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avraam și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas de rușine și norodul se bucura de toate lucrările minunate pe care le făcea el. Amin. Se pot ocupa locurile. Citind acest pasaj ne putem da seama din nou, Domnul Iisus, vedeți, nu a fost niciodată în criză de timp. Noi suntem mereu în criză de timp. Cea mai concentrată și mai înaltă, minunată, măreață lucrare a făcut-o Domnul în 3 ani și jumătate. A împlinit tot planul celui preanalt. Domnul dă o dare de seamă în final și noi vom da, fiecare dintre noi. Domnul a spus în Ioan 17, Tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Domnul și-a sfârșit lucrarea. Aici în Luca, în capitolul 13, versetul 22 spune Iisus umbla prin cetăți și prin sate învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Idealul, scopul, ținta lui era Ierusalimul. Știa ce-l așteaptă la Ierusalim. Știa că trebuie să moară, dar el nu s-a eschivat. Vedeți, și noi trecem prin lumea aceasta, pe pământul acesta, aici, prin Atlanta, prin România, pe unde suntem fiecare. Dar ținta să nu o pierdem cumva, călătorim spre Ierusalim. Să avem ca obiectiv cerul. Spune aici tot în această idee, în capitolul 17 din Luca, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Dar Domnul mereu, chiar dacă știa ce-l așteaptă la Ierusalim, pentru că aici, în capitolul 9, versetul 51 tot din Luca, spune când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Ce frumos acum, dacă noi ne-am cerceta, ne-am revizui atitudinea noastră și viața noastră, în dreptul parcelei noastre fiecare, că avem o parcelă fiecare pe care Domnul ne-a repartizat-o. Unde suntem cu lucrarea? Cât de aproape suntem de final? Știți ce spune în Matei 21? Spune acolo că despre cei doi fii, du-te fiule de lucrează azi în via mea. Și a spus, nu mă duc. Și s-a dus. La cel de-al doilea i-a spus, du-te. Și a spus, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Acolo vedem câteva lucruri astea valabile pentru noi. Du-te de lucrează astăzi în via mea, porunca Tatălui, să lucrăm. Că viața se duce. Se duce în fiecare zi. Și am pierdut azi, nu mai pot face mâine. Fiecare zi trebuie să fiu la pas, sincronizat cu voia și cu planul celui preanalt. Călăuzit de Domnul. Du-te, porunca Tatălui. Apoi arată acolo timpul. Astăzi, du-te astăzi de lucrează, nu mâine. Nu aștepta transformări mari în jurul tău ca să lucrezi și tu. Fiecare are parcela lui, drept lucrarea lui. Du-te așa și lucrează, tu vezi partea ta. Să nu uităm, parcela noastră este familia, în primul rând, și apoi biserica, unde trebuie să lucrăm. Ne-a chemat Domnul pe fiecare, du-te de lucrează astăzi. Și arată apoi un al treilea lucru, unde să lucrez? În via mea. În via lui trebuie să lucrez. Nu cumva să lucrez într-o altă vie. Nu cumva într-o altă parcelă să mă intersectez cu alții. Și în final, să mă trezesc cu mâinile goale. Doamne, ajută-ne să lucrăm în lucrarea Ta. Vreau să vă spun că cea mai mare răsplată este pentru ceea ce facem pentru Domnul. Toate celelalte rămân aici. Spune aici că Domnul
învăța pe norod în ziua, într-o sinagogă în ziua sabatului. Știți ce a spus Domnul în Ioan, în capitolul 4, zice, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Mâncarea mea, mâncarea noastră care este? Dorința acută, fierbinte. Dorința Domnului, asta era. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi, când au pus bazele cinei Domnului. Am dorit mult, am așteptat, cât așteptăm noi, cina Domnului și toate celelalte, părtășiile. Aici spune că acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Dar ceea ce mă uimește este că femeia aceasta îndoită în două, gârbovă, venea la casa Domnului, nu stătea acasă. Dacă cineva este mai rău decât această femeie, într-o stare mai gravă, poate este motivat înaintea Domnului. Că aici câteva principii doar le amintesc. Primul principiu, nu lipsi de la părtășie. Nu lipsi de la părtășie. Nu lipsi că ești joi și sunt mai puțini sau la rugăciune. Nu lipsi niciodată. Când doi sau trei se adună numele Domnului, Domnul este prezent. Nu lipsi de la părtășie. Nu știi când Domnul are o binecuvântare pentru tine. Nu fii provocator. Nu fii provocator, Doamne, dacă nu mă vindeci, nu vin la adunare. Numai dacă mă vindeci, numai dacă anumite mofturi ale mele mi le împlinești. Vreau să vă spun că deasupra tuturor promisiunilor este mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea. Ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Nu fii provocator. Apoi nu fii nemulțumit cu starea care ești. 18 ani, gârbovă, și-o venit la casa Domnului. O venit și Domnul o cunoștea, păi Domnul ne cunoaște pe toți. Ioan 2, 34 și 35 spune acolo, printre altele, zice, el n-avea nevoie să-i facă cineva referință în dreptul cuiva. El știa ce este în om, n-are nevoie de o caracterizare din partea păstorului sau cuiva, în dreptul cuiva, da, de unde? Domnul știe mai bine decât toți, el ne cunoaște în adâncime. Nu fi provocator. Fii mulțumit. Mulțumirea este un mare har, o mare binecuvântare. Vom reveni asupra ei. Apoi un alt lucru, nu fii necredincios. Femeia aceasta, eu mulțumim lui Dumnezeu, liniștită, credincioasă. Credința e un lucru mare. Să fii credincios, fidel lui Dumnezeu. Cineva spunea, un gânditor, printre altele, zice, dă-i ocazia unui om să facă și binele și răul. Uită-te în situațiile prin care ajunge și doar atunci când el rămâne constant în orice împrejurare te vei putea pronunța în dreptul lui. A fi constant, a rămâne mereu același, e un lucru mare. Aia înseamnă credință, statornicie, să te încrezi în Dumnezeu. Doamne, mărește-ne credința. Așa spune în Evrei. Și fă credință cu neputință să fim plăcuți lui. Putem fi plăcuți, putem avea voci celebre, multe lucruri le putem face. Dar vreau să vă spun, fără credință nu suntem plăcuți. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce îl caută. Apoi nu fii extremist. Nu trece dintr-un pol în altul, când pe munte, când jos în vale. Rămâi constant, mulțumit tot timpul. Indiferent, întotdeauna, asigur, numai în contextul în care vezi că Domnul controlează evenimentele din viața ta și din casa ta. Că Domnul e la cârma evenimentelor. E nemaipomenit să fii conștient că stăpânul Universului este la cârma vieții tale și a familiei tale. Altceva nici nu vreau, nici nu-mi doresc altceva, decât atât să știu. Și indiferent de evenimente, să știi că în toate Domnul este prezent. Vedeți, spune Biblia, nu promite Domnul aici numai împliniri. Nu, nu promite așa ceva. Cheamă-mă în ziua necazului tău. Cum trec și cel neprienit trece prin necaz? Trece prin necaz. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Doamne, dorim să rămâi alături de noi. Apoi nu veni numai cu pretenții înaintea Domnului, vină cu mulțumiri. Laudă-L pe Domnul. Ce frumos! Acolo era o femeie stăpânită de 18 ani. De un duh de neputință, era gârbovă. Nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și îl slăvea pe Dumnezeu. Vedeți, uneori fac aici o mică subliniere, Domnul să și uită când noi suntem bolnavi, în stări de neputință, persoane bolnave. Noi cerem, Domnul ar putea într-o clipă să ne vindece pe toți.
El are o putere absolută, El ne-o creat. El poate regla totul în noi să funcționeze normal, într-o clipă. Dar întrebarea este, dacă îi dau sănătate la Eugen, mă slujește mai mult? Este mai rugativ decât o fost, roagă mai mult, vine mai des la casa Domnului, la părtășie, e iubitor pentru lucrarea Domnului mai mult. Sau Domnul le vede, anticipează. Și uneori ne ține așa, pentru că așa ne ține smeriți, ne ține lângă El în rugăciune, îți rugăm la Domnul mai mult, ne rugăm mai mult, Domnul pe toate le vede. Femeia aceasta venea la casa Domnului, era liberă, era dezlegată spiritual. Era gârbovă, dar din punct de vedere spiritual, ea era plină de prezența Domnului. Ăsta e motivul pentru care Domnul pe ea a văzut-o din mulțime. Era mulțime acolo, păi Domnul a văzut-o. Păi nu cineva aici, să fiți convinși, cei care suntem în seara aceasta aici, pe toți Domnul ne vede. Noi vedem, ne vedem unul pe altul, așa, și modul în care vorbim și apărem. Dar dincolo de toate există ceva. Omul spiritual, pe ăla îl vede Domnul, inima omului, care nu, în care nu avem acces, dar el are acces. El vede toate lucrurile. A chemat-o. Ce frumos, încă o dată reluând versetul acesta. Era de o stăpânită. Un om stăpânit nu se poate elibera singur. Nu se poate mântui, nu se poate elibera. Nu poate rodi. Nu se poate mântui singur. Toți avem nevoie de mântuire. Singurul care mântuiește e Domnul Iisus. Nu în alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți, și unul singur, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Zice aici, în continuare, un duh de neputință nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Domnul Iisus, femeie, ești dezlegată de neputința ta, și-o îndrepta mâinile peste ea. Eu vis-a-vis de această afirmație vreau câteva lucruri să le subliniez în continuare. Să știți că fără mâna Domnului nu putem fi eliberați. Din punct de vedere, dacă avem vreun handicap fizic, putem ajunge în cer. Dacă spiritual totul este în ordine, dacă e vorba de cele spirituale, nu putem. Să nu uităm, există și promisiuni din partea unor lucrători, uneori și păstori care spun pot și altfel. Biblia nu spune așa ceva. Biblia ne arată că dacă cumva nu suntem într-o relație bună pe verticală și pe orizontală, cum Domnul cere, nu putem să fim mântuiți. E o cerință pe care Domnul o are, e un perimetru pe care Domnul îl stabilește pentru biserică. Și dacă cumva fizic suntem în neputință, viața oricum se duce, dar mai ales din punct de vedere spiritual. Domnul se îndură și de trup. Eu mereu o spun, Domnul vrea un trup sănătos și un suflet sănătos. El vrea puterea pe care o ai și energia să o pui pentru Domnul, la îndemâna Lui, la picioarele Lui. Oameni stăpâniți, câteva lucruri de care nu putem fi eliberați dacă nu venim la Domnul. Și ele par lucruri infime, nebăgate în seamă, fără semnificație, dar trag în balanță. Primul lucru pe care vreau să-l amintesc, un om care clevetește, nu poate fi eliberat de clevetire dacă nu vine la Domnul Iisus. Zice, vine smerirea în dreptul tău, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El ajută chiar pe cel vinovat care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Extraordinar! Chiar pe cel vinovat, dar în contextul în care el se recunoaște. Asta e problema, trebuie să te recunoști. Clevetirea, de multe ori noi o minimalizăm, e un lucru infim. E adevărat, Biblia spune că despre curvie, lăcomia de avere, nici nu trebuie să fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Dar sunt și alte lucruri, o gamă variată pe care Biblia o arată. Sunt tot felul de lucruri pe care sunt consemnate în Noul Testament. Primul, încă o dată, un om nu poate fi eliberat de clevetire, toată viața poate fi un clevetitor. Și cu clevetirea aceasta, ea te ține aici, nu te lasă, nu poți să fii eliberat. Biblia spune despre clevetire de bunoară, să vedeți că este așa în Cartea Efesenilor. Spune aici omului Dumnezeu, vis-a-vis de clevetire, foarte clar, în capitolul 5, zice aici, foarte frumos, Apostolul Pavel, versetul 31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, și orice răutate să piară din mijlocul vostru. Înainte însă spune în versetul 30 să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării.
Cum îl pot întrista? Prin clevetire? Da, prin clevetire. Știți în 1 Corinteni, capitolul 10, că Dumnezeu în ziua aceea mai întâi pe cei care au clevetit, clevetitorii. Sunt multe texte despre clevetire, mă uit însă și la ceas și vreau să vă dau un exemplu. Știți că a existat în Vechiul Testament un exemplu, în Cartea Numerilor. Auziți numai ce spune Biblia, Numeri 12. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise, din pricina femeii etiopiene pe care o luase. Au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Ce spuneți, ne aude Domnul când vorbim? A cleveti înseamnă a vorbi în spatele cuiva. Ăsta e un păcat. E o luptă mare ca să poți fi eliberat. Numai dacă vii la Domnul și te recunoști. Sunt oameni creștini care o viață întreagă trăiesc în clevetire. Și pentru că Domnul nu ia atitudine, pentru că Domnul nu duce la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Păi, Doamne, uite, nu se întâmplă nimica. Ba, uneori ne și argumentăm clevetirea noastră, în sensul că avem dreptate, aducem argumente, ca și când am avea dreptate. Știți ce spune Iuda în epistola lui? Că arhanghelul Mihail nu a îndrăznit să rostească un cuvânt de ocară, de judecată împotriva diavolului, ci doar i-a spus, Domnul să te mustre. Și acolo despre clevetitor vorbește Biblia, foarte tare, un cuvânt greu. Aici spune, zice, și au zis, numai prin noi se vorbește Domnul, oare nu vorbește și prin noi? Și Domnul a auzit-o pe Maria. O chemat-o și zice, duceți-vă toți trei în cortul întâlnirii. S-au dus. Și Domnul a spus, ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui. Într-o vedenie, îi vor vorbi într-un vis. Nu tot așa este cu robul meu Moise, este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, căci el vede chipul Domnului, cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. E un lucru mare să te poți disciplina, un om al lui Dumnezeu e un om disciplinat, un om ordonat. Zice, din prisosul inimii vorbește gura, băi dacă ai în inimă, nu vei vorbi, vrei, nu vrei. Foarte importantă, zice, ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ținta poruncii e dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și acum uitați aici ce s-a întâmplat. Patru lucruri care s-au întâmplat aici sunt consemnate ca un efect al acestei vorbiri de rău, a clevetirii. Zice, primul lucru, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Împotriva clevetirii, a vorbirii de rău. Dar ce frumos, omul lui Dumnezeu nu a auzit. O a auzit, dar nu a auzit. Știți, Biblia vorbește despre șoptitori în vremea aceasta. Șoptitori. Uneori sunt oameni care vorbesc împotriva noastră în șoaptă, dar în așa manieră încât să auzim și noi ce vorbesc ei. E mare lucru să poți depăși tu, să nu te oprești la ceea ce vorbește el. Dacă te vorbește de bine, să nu te umfli de mândrie. Dacă te vorbește de rău, să nu renunți la lucrare și să fii supărat sau să te cerți. E un lucru mare, dar nu toți au spiritualitatea aceasta. Dar asta e de dorit. Primul lucru, Domnul oricum s-a prinde de mânie împotriva celui ce clevetește. Un al doilea lucru, zice, norul s-a depărtat de pe cort și Maria era plină de lepră. Norul s-o depărtează de pe cort. Vezi de multe ori în casa ta, în viața ta, Doamne, nu mă mai pot ruga. Nu mai simt bucurie și caut tot felul, numai la asta nu mă gândesc. Numai la asta, păcatul acesta îl ignorăm. El este încă o dată, înaintea celui preanalt este un păcat. Spune aici, Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Și în ultima instanță, un al patrulea lucru, Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără, poporul n-a pornit, până n-a intrat și din nou Maria în tabără. După aceea poporul a plecat la Ațerot și a tăbărât în pustiul Paran. E o staționare, păcatul acesta face să rămână pe loc biserica de multe ori și familia, la nivelul familiei, familie sau biserică, și să nu înainteze spiritual. Și uneori ani de zile, dar nu numai atât, este un păcat care se perpetuează. Spune acolo, părinții noștri care au păcătuit, spune în plângele lui Ieremia, nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Este extraordinar în familie să fie cuvinte articulate, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Părinții să nu vorbească, mai ales în prezența copiilor. E un mare pericol. E o travă, îți otrăvești copilul. Ce frumos când copilul știe că totul e bine, că frații din biserică sunt sfinți.
Eu rămân uimit când citim noi în Noul Testament scrisorile pe care le trimite Apostolul Pavel, epistolele. El spune, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, va judeca toate lucrurile. Și el spune către sfinții care sunt, plini de sfinți erau atunci, dar acum aici, în Atlanta, sunt sfinți aici la Filadelfia, sunt categoric. Știți ce-o zis Ilie? Doamne, a rămas numai eu singur. Da, Domnul Iisus, nu numai tu singur, fii liniștit că mai am 7.000 de bărbați în Israel, care nu și-or pleca genunchiul înaintea lui Baal și a căror gură nu l-a sărutat. Ce frumos spune și în Psalmul 50, vis-a-vis de această clevetire, e un lucru care face ravage la ora actuală, pe care noi îl ignorăm, nu ținem cont. Și am vrut în seara aceasta, în mai multe direcții mă gândeam, dar zis, Doamne, vreau să fie ceva practic. Și sunt convins că sunt persoane prinse de acest microb. Spune aici în capitolul 50, în Psalmul 50, printre altele. Dumnezeu zice însă celui rău, Doamne, dar care este cel rău? Ce tot înșir tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dai drumul gurii la rău, versetul 19, și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Și iată ce ai făcut și eu am tăcut. Am tăcut. Poate să tacă Domnul o viață întreagă în dreptul cuiva. E o tragedie. E bine când vorbește. Când vorbește, intervine și te poți corecta. Dar sunt persoane în dreptul cărora nu le mai vorbește. Domnul le vorbește de bună oară într-o asemenea împrejurare. Pentru că tot aici în Cartea Sfântă auziți numai ce spune în Cartea Proverbelor. Spune aici, în capitolul 5, cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau, cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și adunării. Lângă tine poate fi un mântuit și unul nemântuit, unul care ține cont de cuvânt, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele voastre și altul să nu țină cont. Am venit în seara aceasta aici, Doamne ajută-ne să fim ochi și urechi. Să fim cu inima deschisă, într-o inimă deschisă ca a Lidiei. Așa ne spune Faptele Apostolilor. Domnul a văzut că ea ascultă și a făcut-o să fie culoarea minte. Și Domnul a făcut ca acest cuvânt să lucreze mântuirea în casa ei, în viața ei și în casa ei. Ce frumos! Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că și eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul în sub ochii tăi. Eu mă bucur dacă aici nu există cineva cuprins de această clevetire, dar dacă există, să nu uite un singur remediu, să vii la Domnul să-și întindă El mâinile Lui peste tine. Nu scapi altfel dacă nu vii la El, dacă nu te recunoști. Să-ți recunoști, păcatul este păcat, păcatul este urăciunea popoarelor. Neprienirea înalță pe un popor, dar păcatul este urăciunea popoarelor. Păcatul este cel care întrerupe relația pe verticală între noi și Dumnezeu. Este forfecată, dar păcatul rupe relația și pe orizontală unii cu alții. Clevetirea aceasta, să știți, atâtea relații care au fost stricate, destrămate, au fost forfecate. Rupe relația pe verticală, rupe relația în familie, rupe relația în biserică între frați. Păcatul te duce într-o stare, strică sănătatea păcatul. Și sănătatea, chiar și sănătatea, auziți numai ce spune în această idee, în Psalmul 38, spune aici omul lui Dumnezeu, vis-a-vis de această stare, zice Psalmul 38, rănile mele miros greu, sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele, sunt gârbovit, peste măsură de istovit, toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele. Și așa mai departe. Eu doresc, Doamne, eliberează-ne de clevetire. Ce frumos să ai un cuvânt constructiv întotdeauna. Zice că Domnul Iisus a mers cu Petru și cu Ioan, cu Ioan și cu Iacov. Or mers în casa lui Simon Petru. Soacra acestuia zăcea bolnavă pe pat, prinsă de friguri, friguri mari, zice acolo. Friguri mari, știi ce înseamnă? Răceală mare. Răceală mare pentru biserică, să mai vii la casa Domnului. Răceală mare pentru părtășie, îi vezi pe toți așa, o ai o privire care nu-i după planul și voia celui preanalt. O răceală mare. Și ne spune cuvântul că pe drum i-au vorbit despre ea. E foarte important să vorbească cineva pozitiv, nu negativ, nu lucrurile negative. Domnul cunoaște pe toți. Să știți că El se bucură că noi pledăm chiar pentru cineva care nu într-o stare bună spiritual și pledăm și ne rugăm pentru el. Asta dorește Domnul de la noi. Cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Domnul să ne binecuvinteze. Un al doilea lucru pe care vreau să-l menționez
Nu poți fi eliberat. Și-o întins mâinile peste ea. Un om prins de clevetire, dar un om prins de nemulțumire. Nemulțumirea e o tragedie la ora actuală. Atâtea stări de nemulțumire, mai ales în familie. Fericirea în familie contează de acea mulțumire. Starea aceasta de mulțumire, să fii mulțumit de soția pe care ți-o dat-o Dumnezeu, să fii mulțumit pentru soțul pe care ți-l-o dat, să fii mulțumit de copii, de jobul pe care l-ai, de starea materială, financiară, profesională. Starea de mulțumire. De altfel spune Proverbe 15:15. Cine are o inimă mulțumită, are un ospăț necurmat. Aveți ospățul acesta necurmat în familiile dumneavoastră? Păi asta trebuie să fie viața unui creștin adevărat. Dar asta înseamnă stare de mulțumire. E un lucru mare mulțumirea. Nemulțumirea te aruncă la alte, te duce în alte direcții. Alte păcate. Niciodată un păcat singur nu-l găsești izolat. El atrage după sine ca un lanț alte păcate, alte stări care sunt păcătoase. Doamne, dă-ne o stare de mulțumire. Amin? Uitați ce spune în Psalmul 50. Tot aici în Psalmul 50 vorbește despre această stare de mulțumire foarte frumos. Și auziți numai ce înălțime. Zice, cine aduce mulțumiri, versetul 23, ca jertfă, acela mă proslăvește. Acela mă proslăvește și cel ce veghează asupra căii lui, acelui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Să ai o stare, dar inima, dacă inima nu-i mulțumită, că aici e lupta, la nivelul inimii. Amintesc încă o dată aici la dumneavoastră, inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui, inima spirituală. În inima din dreapta, cât timp nu venim la Domnul, sunt tot felul de lucruri, cum spune în Matei 7 și în Marcu 5, în Matei 15 și Marcu 7. Acolo arată, din inima omului este tot felul de lucruri rele. Ei, în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 8 și 9 spune că le-a curățit inimile prin credință și apoi a pus în ei valoarea, comoara, prezența Domnului vine în inima noastră. Ce frumos, o inimă mulțumită trebuie să ai atunci. Omul care s-a întâlnit cu Domnul trebuie să aibă o inimă mulțumită. Spune tot aici versetul 14, aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Mulțumirea e un lucru mare. Spune aici în Cartea Efesenilor, în Noul Testament, este plin de versete care nu fac altceva decât să întărească această cerință. Să știți, nu e ceva opțional mulțumirea, nu e ceva așa, dacă ai mulțumire e bine, dacă nu, nu, e bine oricum, nu e bine oricum, da, de unde? Spune aici, versetul 20 din capitolul 5, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, e un lucru mare, lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Ce frumos! În Cartea Colosenilor și în Cartea Filipenilor, versetul 6 din capitolul 4 din Filipeni. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cu mulțumiri. Mulțumirea este un lucru mare. Cartea Colosenilor, din nou scoate în evidență acest lucru foarte frumos. Omul lui Dumnezeu, Pavel, vorbește aici de mulțumire și spune printre altele, în Cartea Colosenilor, în capitolul 1 cu 12, 2 cu 7, 3 cu 17, 1 cu 12 spune aici apostolul, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Când ne uităm la promisiunile și la răsplătirile Domnului, trebuie să depășească orice impediment care ar exista. Dați la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Ce frumos, mulțumirea aceasta. Apoi în capitolul 2, din nou vorbește aici apostolul foarte frumos vis-a-vis de mulțumirea aceasta, 2 cu 7, spune aici tot în Cartea Colosenilor. Zice, fiind înrădăcinați și zidiți în el, întăriți prin credință după învățăturile care au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Apoi în versetul 13, 17, zice tot în Coloseni, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Apostolul Pavel în Cartea Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu
în Hristos Iisus cu privire la voi, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și una din ele, una din voile pe care le are cel preanalt, este să fim oameni mulțumitori. Acum, dacă ne verificăm, avem mulțumirea aceasta toți? Dacă o avem, Doamne, Te binecuvântăm. Dacă nu avem, nu-i târziu, putem veni la Domnul și Domnul este Cel ce ne ajută. M-am uitat la ceas și timpul trecut, vreau să mai amintesc câteva fără să le comentez. Dacă cumva suntem prinși, un om stăpânit de, încă o dată, de clevetire, nu scapă dacă nu vine la Domnul, dacă nu se recunoaște. Un om care nu are mulțumire, nu se poate elibera singur. Mulțumirea creează tot felul de stări tensionate în familie. Soț, soție, părinți, copii. Este extraordinar. Eu mereu îmi spun, Doamne, în familie, familia este un colțișor din rai. Singurul loc care a mai rămas din raiul de odinioară e familia. Acolo noi trebuie să trăim cele mai înalte stări spirituale. Cele mai mari mulțumiri și împliniri le avem la nivelul familiei. Apoi un alt lucru, neascultare, un duh de neascultare. Cine e prins de neascultare, numai dacă Domnul își întinde mâna, dacă recunoaște. Apoi un alt lucru, de necredință, un altul de nepăsare. Nepăsarea e un mare păcat. Un om care nu se concentrează asupra voiei lui Dumnezeu și asupra cuvântului, tot timpul îndeletnicindu-se cu cele sfinte. Să știți că în timpul liber va face alte lucruri. Să nu ai un timp liber în care diavolul să te găsească că ești neocupat. Tot timpul să fii ocupat. Tot timpul să fii ocupat de cele sfinte. Sigur, noi nu uităm că avem familie, avem sigur și muncim. Dar tot timpul trebuie să fim cuplați cu cerul, în legătură cu el. Un om prins de mânie nu se poate elibera. Mânia omului nu lucrează în neprienirea lui Dumnezeu. Apoi un om prins de minciună, un om prins de lăcomie. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Lăcomia e un mare păcat. E o închinare la idoli. Banul e un bun servitor, nu uitați, e un bun servitor, dar este un teribil stăpân. Un teribil stăpân. Când banul pune stăpânire pe cineva, îl controlează, ajunge la o dezumanizare. Dar banul nu, banul e păcat. Biblia spune, zice, iubirea de bani e un păcat. Dacă tu controlezi și ești un om calculat, un om care să poți să controlezi și să dai lui Dumnezeu partea, prima parte, partea Domnului a lui. Închei cu ceea ce spune în Cartea Sfântă în Luca, robi netrebnici. Zice, un om care, un stăpân care are un rob, care vine de la câmp, îi va zice, stai la masă, mănâncă și satură-te și apoi îmi slujești mie. Nu îi va spune, mai întâi îi va spune, stai la masă, slujește mie până voi mânca eu, mă voi sătura și atunci vei mânca și tu. Va fi el dator față de robul acela, pentru că el a făcut ce-i fusese dator? Zice, nu cred, tot la fel și noi. E nemaipomenit când primul lucru, îi dăm Domnului timpul din timpul nostru. Ce frumos când dimineața încep cu Dumnezeu, seara închei cu Dumnezeu. Lui Dumnezeu, partea Lui, El are parte, El are timpul Lui, El vrea să fie stăpân în inimile noastre. Ce frumos! Și atunci și pentru noi avem timp și toate sunt binecuvântate în acest context. Dacă nu, sigur pierderea va fi mare. Eu închei și doresc pentru Biserica Philadelphia, Domnul să o binecuvinteze. Salutul nostru de la Arad, la Bisericii Betel, fraților, știu că voi veni în Statele Unite pentru un timp. Iese din 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și acolo spune așa, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și foarte frumos în cartea lui Rut, și răsplata să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. Până atunci, Doamne ajută-ne să lucrăm, să ne dăruim, să-ți aparținem ție, ca în ziua aceea să ne recunoști ca adevărați copii ai tăi. Amin.